10 grade. Bun. Bun. Și acum, ce ouă, în condiție asta, continuăm, măsura lui. Măsura lui. Dar nu zicem așa, că ce ouă mâși cu mă o de sunt adiacente. Prima asta. Da? Unghiul. Ce o mă. Ce o mă. Aici scrie, de la casă. Ce o mă. Virgulă. Unghiul. Și mă o de. Și mă o de. Adiacente. Egal. Adiacente. Adiacente. Atât. Adiacente, nu știu. Da, adiacente. Și măsura lui ce o mă câte. Și spune cât e măsura fiecare. Măsura da. Lui. Ce o mă câte. Ce o mă este. Este 30 grade. Da. De desubt spune măsura celuilalt unghi. Măsura lui de o d, m, o d. Sau m, o d, da? Ca da. Să arătăm că se adiacente. M, o d. Este egal 60 grade. De unde rezultă cele două că măsura lui c, o, m, d. C, o, d. C, o, d. Ia uite pe tablă. C, o, d. Da. Ah. Egal cu 90 de. Egal cu 30 plus 60 de grade și egal cu 90 de grade. Ce înseamnă? Ce fel de unghi este dacă e de 90 de grade? Drept. Unghi drept. Și ne-am înțeles. Deci rezultă de acolo. Deci da? Da. Rezultă că unghiul COD unghiul COD egal. Drept. Drept. Mai facem o problemă de-a ta. Cât mai avem? Ești de la un recat. Fac. Ați auzat-o pe doamna sau anunție? Știu telefonul. Știu telefonul. Hai să ne facem una de rotabil. Da. Deci observați, redactarea... Foarte multă muncă la geometrie. Da. Redactarea trebuie foarte bine... Și trebuie să scrieți foarte clar. Și tot ce facem scrie. Nimic nu lăsăm tot ce de parte, tot ce gândim. După și trebuie și o informație. Bun. Începem? Ia să facem problema următoare. Vedeți, e foarte greu. Mai e ușor. De clasa 6-a, altceva facem. Bun. Ce se pune de atât așa, acum mai un pic greu. Problema 7, de la pagina 179. 179. În figura alăturată, unghiurile M, O, N și M, O, P sunt adiacente. M, O, N și M, O, P adiacente. Și M, O, P. Adiacente. A, dia, C, P. Măsura lui M, O, N, 57 de grade. M, O, N egal 57 de grade. Măsura, iar măsura lui M, O, P. M, O, P. M, O, P. Asta ne spune și nu da. Leagă una după altă. Egal cu 103 grade. 103 grade. Calculați măsura lui P, O, N. Măsura lui P, O, N. E ușoară, da? Vedem. Vezi? Dacă am înțeles. Mi-e bine foarte ușor. Vezi? Foarte ușor. Hai să vedem. Păi începem cu facem adiacente. Pentru că o să-i dați, dar le știi, dar mai bine facem un desen. Nu o năcoștim. Așa. Sau putem chiar să ne facem desenul. Păi facem desenul asta. Dar când să nu facem. Ba da, trebuie că și în candidat. Ei, suntem la început și chiar facem tot. Un unghi de măsură dată e problema. Exact. Nu o. Facem tot. Nu o. Da? Dar vedem, nu o. De câte grade spune că e mână? De 57, da? 55, 57. Dar nu te spate, că eu ți-l am dat. Mai repede. 57. Da. Da. Nu, nu, 57. Îi facem figura mai lateral și ca să o vedem tot timpul, clar. Înțelegi? Da. Bun. Și acum? Să facem și unghiul MOP. Păi MOP ar fi de la 9-100 grade. MOP. Eu pot să-l fac așa. Dar pot să-l fac și așa. Fac și nu eu. Problemă. Aici avem o păi, problemă. Da, da, mă, deci, da, dar nu, că vă dă figura așa, că nu puteți face cum vreți. Bun, autorul pregătit da. În stilul ăsta. Da, vă dă M-O așa.
Nu, M-O, N-ul e la mijloc și P-ul e aici. P-ul e aici. P-ul unde? Așa jos? P-ul e locul în M și... Aici ai pus și aici ai mâine. Așa vrea autorul. Stai că trebuie să stai să puteți să simți. Dar de ce? Așa vrea el, n-am. Dar nu mai se din măsură. Păi faceți măsura, ba din nou, domnul profesor. Păi dar spune că măsura e mânăi 57, deci dacă eu oricum pe mână acolo nu mai vezi. Da, păi facem mână ca în figură, dacă vrea ca în figură, facem ca în figură, mână. Mihaela, eu care am citit de la tine, eu citesc informațiile alea. Da, dar zice că în figura alătura. Figura. Uitați, zice așa, în figura alăturată, unghiurile M, O, N și N, O, P sunt adiacente. Îi dă și o figură. Și N, O, P. Adică unde trebuia să văd eu aici că este... O, N, latura comun. O, N, de acord. Deci, acum facem prin M. Da, da, da. Acolo și construim cu deșa. Eu n-am fost atent aici. Când mi-a zis că unghiurile M, O, N și N, O, P sunt adiacente, pe O, N trebuia să o văd comun. La mijloc, corect. Atunci, se vede treaba că M, O, N, aici îi pun pe M. Acolo pe P îl pune chiar. Atunci măsură. În partea aia vrea. Păi dacă faci așa, trebuie să măsură așa, unghiul. Așa trebuie să măsura pe unghiul, da. De câte grame? De 57, da. Da. 50 7. Și 7. Nu? Da. Și am mijloc. Și acum facem, pun pionul, dacă am descoperit care e la mijloc, pun pionul și construiesc 57 de grade. Da? Am construit 57 de grade. 57 de grade. 57 de grade. Asta este M. M. Și acum... M, 57. Și acum zice M, O, P. De la M, chiar și cu O, la P. Ca să o făcă M, O, P, acum zice. Deci fixez pe M, O. Așa? Pune pe M, O. Ai pus pe M, O? Și mă duc. Deci pe M, O. Uite, știi că este pregat. Că de la M, O se dată. Și M, O. Uite așa. M, O. M, O. Și P. E de 103 grade. 103 grade, calculez. 100 și 3 grade. 100 și 3. Uite, intervete lui. Pe voi. 103 grade. P. Pe unde e? Așa. Dar trebuia să calculez. Și acolo, acolo e tot. Asta e figura. Știm că ăsta e de 57 de grade și tot ăsta, mare, este de 103 grade. Și noi nu-i chiar că calculăm pe noi 8. A, a, ce știm, drag, ce plecăm? De la ce știm plecăm? Păi știm că MOP-ul minus... este 103 grade. P, P, MOP-ul este 103 grade și o să facem măsura lui MOP-ul minus măsura lui M-O-N, care o să fie egală cu și măsura lui... Și asta e tot, e simplu, simplu, simplu. Demonstrație. Deci demonstrație. Știm că M-O-N... Măsura unghiului. Nu, știm că M-O-N și MOP-ul adiacente. O, N, și N, O, P, adiacente. Și unde știm că... Și ce mai știm? Că măsura lui M, O, P, minus... M, O, P, minus... Măsura lui M, O, N, M, O, N, profesor. M, O? A, nu, am scris, eu am scris, adiacente. Acum măsura lui M, O, N, este de 57 de grade și M, O, P, este de 103 grade. Ca să aflăm din toate acestea, din toate acestea rezultă că măsura lui M-O-N, nu măsura lui M-O-P, nu măsura lui M-O-P. M-O-P. Da, vei, vei, unde vrei să ajungi? M-O-P. Că măsura lui M-O-P este egală cu măsura lui M-O-P. Ai înțeles, Daria? E măsura, unde vrei să ajungi? M-O-P. Este egală cu M-O-P. Este egală cu M-O-P. Măsura. Măsura lui M-O-P. Minus măsura lui M-O-N. M-O-N. O. Minus măsura lui M-O-N. Adică 103 minus 57. M-O-N. Și egal cu? 103 minus 57. 103 grade minus 57 de grade. 57 de grade și egal cu? 346. Face 46 de grade. De grade. Pentru noi important e că ați înțeles nu care zice mai repede, copii. Nu sunteți da. Aici într-o competiție. Important pentru mine este să înțelegeți clar cum stau lucrurile. Uitați deci, câtă bucurie. Știi
E dar când începe să înțelegi, te înseminezi. Exact. Te salți de bucurie. Că vezi, înțelegi și curge de la tine informația. Exact. Eu aici trebuie să ajung. Să vezi cum tu pe rând uitați și nu vă uitați deloc pe tablă. Te uiți pe tablă. Figura ta. Da. Figura ta de acolo, din tot. Și ești tu ca și cum, de parcă fii acasă și lucrezi și vorbești. Exact. Așa și vreau. Și zice autorul că mă, o, păi, 103 și că mă, o, nu, e 57 și că astea sunt adiacente. Păi, simplu. Da. De aici, de pe figură, văd că în măsura lui mă, o, păi, măsura unde e mare, minus măsura unde mici. De aceea trebuie să mă știu. Și ai o bucurie, așa. Avem încredere în noi. Că putem. Nu este imposibil la geometrie. Păi vine foarte stresată. Dar nu înțelege nimic. Era tot. Și nici din caiet, din carte, nu înțelege nimic din informațiile care da, sunt, da, da, nu înțelege nimic. Pe tot ce se întâmplă, da. Pur și simplu vezi, le desenez. Da. Și acest lucru trebuie, tu ești o putere, că foarte puternic, de ce știu eu. Te știu foarte bine. Trebuie să ai forța de a pătrunde din ăsta. Mă, dar cum se înțeleg? Celălalt să înțeleg și eu să nu înțeleg? Nu se poate. Eu pot. Și acest eu pot înseamnă ce? Să citim o dată de teorie, citim și teoria, citim și de acolo ce înseamnă adiacent. Nu îți scapă o serie de lucruri. Ce înseamnă adiacent suplimentare, complementare. Dar acum le învățăm. Acum le învățăm. Dar dacă și acasă facem un pic de efort ca să tu cu tine să spui la punct aceste informații, va fi foarte ușor. Deci, în clipa în care nu ai câteva noțiuni importante, ce înseamnă bicitoare? Mai fi eu două. Două, cele două sunt adiacente. Chiar pe mijloc, în două unghiuri congruente. Și până începe să învățăm cum se redactează. Eu aici sunt de acord că trebuie să facem efortul pentru a vedea cum se redactează. Foarte important pentru ei, că nu știu. Dar au avut geometrie până. Da, mă, dar și noi trebuie să avem rădarea și da. Înțelepciunea să spunem așa. Nimic nu s-a născut învățat. Corect. Și învățăm și suntem atenți și prindem lucrurile, credem în noi și facem treaba. Și mai spunem un secret, să scrie domnul profesor corect, să nu se îmbuie. Nu înțeleg aici, David. La fel, deci trebuie să fim foarte corect scris, impecabil, să înțelegem. Oglindă. Oglindă, adică nu o să fie mân, nu un 4-6 grade, cum este, care e bisectoare, ce este. Da? Și acum eu am o întrebare, dacă ați înțeles. Credeți că două unghiuri complementare sau două unghiuri suplimentare sunt și adiacente? De ce? Două unghiuri suplimentare sau două unghiuri complementare sunt adiacente? Da. Nu. Eu pot să iau două unghiuri aruncate. Păi dacă sunt două, deci dacă două complementare... Nu aruncate. Cu același vârf? Da. Păi da. Deci eu pot să iau unghiul ăsta. Și unghiul ăsta altul așa. A, pe ăsta nu. Ele se fac împreună 90 de grade. Da. Dar dacă nu sunt adiacente, nu mai pot spune, păi, da, de fapt, fac nu înseamnă că sunt adiacente. Dar dacă se dă un unghi dat și găsim complementul, în situația aia ele sunt, putem spune că neapărat, sunt și adiacente? Da, atunci da. Adiacente suplimentare, adiacente complementare. Exact. Deci în clipa în care vorbim de complementul sau suplimentul unui dat, numai pentru unghiile adiacente vorbim. Numai la unghiile adiacente întâlnim asta. Băgați asta ca toate discuțiile. Este ascunsă chestia asta, că este vorba de adiacente. Da? Să nu înțelegeți. Păi să lucrați mult copii acasă la geometrie. Da, dar vreau să cred că vine. Sfântul ăla sinteză, domnul profesor. Unghiuri adiacente și... Sinteza oare. Da. Sinteza. Și mi se pierdea un unghi. Unghiuri adiacente. Adiacente. Da. Și bisectoarea? Bisectoarea unui unghi. Asta am făcut. Eu coboare și să dați like și share. Așa. Urmăriți pe online. La revedere.